Cui nu-i place lăcrimioara în primăvară, cântul cucului de patimă și dor. Dumneavoastră ați copilărit și adolescența, ați avut-o și tinereța în perioada sovietică. Vi-i dor de acele timpuri? În copilărie întotdeauna eram flămând, întotdeauna. Ați primit cadou de la Mircea Snegur un apartament pentru dumneavoastră și unul respectiv l-a primit domnul Ion Surucianu. Trebuie să ne-o dat ceva, că pentru tot am cătat. Dar în ce relație ați fost cu Vladimir Voronin? El ca om, e om mare. Unele partide au reușit să ajungă la guvernare datorită inclusiv interpreților. Eu nu mă uit la partide, mă uit la poporul care m-a chemat. Despre situația politică din Republica Moldova. Nu tu suferi, dar suferi poporul care te-a ales. Dacă n-ai să crezi în Dumnezeu, nicăiure n-ai să ajungi. Sus paharul, sus măi frate, hai să bem cu lumea toată. Dacă v-ați planificat un eveniment special, nuntă, botez, cumetrie sau zi de naștere, atunci vă propunem să alegeți cele mai deosebite mărturii pentru invitați, create de echipa Lavender by Violet. Am pregătit peste 100 de modele unice, iar catalogul îl puteți solicita pe Instagram. Interpretul Alexandru Lozanciuc este invitatul interviului Fără Protocol de astăzi. Am avut o perioadă destul de complicată cu pandemia, când artiștii au stat acasă. Și acum au repornit evenimentele. Da. La dumneavoastră, care e situația? Cât de solicitat sunteți în prezent la noi? Nu începem ani lauda. În pandemie de 2 ani, am avut câte o leacă, știi? Lumea care nu stemea prin sate, făceau evenimente și eu am cântat. La hramuri am cântat. Am cântat câte o nuntă, câte o cumătrie, așa răruț. Eu mai mult cânt, invitat sunt, din partea diasporei. Ei vin în ospiție, majoritatea. Vin în ospiție și fac cadou cu mine. Eu sunt cadou. Nu numai cu mine, așa cu toți artiștii. Vă rugăm frumos, noi v-am văzut prin YouTube, dar la YouTube foarte multe nunți sunt filmate și lumea pune acolo. Eu nici n-am văzut, nici nu știu, dar ei spun că da, m-au văzut. Da, și caută telefonul meu, dar telefonul meu în YouTube nu-i, că eu, de fapt, nu știu cum spun acolo. Alții spun, dar eu nici nu-i trebuie. Cui trebuie să mă gândesc? Și unii artiști nu vor să dăie telefonul meu. De spun, ce? Spun că n-au. Asta din invidie? Da. Din invidie? Dar eu nu știu, eu spun adevărul. Dar, de pildă, Ion Surceanu, Zinaida Julia, Anatol Mărzienco, Gheorghe Țopa, dau. Ea ca ăștia precis. Eu întreb, dar cine v-a dat la urmă? Ea ca ăștia patru. Ei sunt mai cunoscuți. Și ăștia îi caută pe dânși. Și îi spun, da, lui Alexandru, da, și lanț, nu știu cine. Spune lumea, că cui nu sun, ori n-are, ori nu vrea, ori n-are. Domnul Zanciuc, dar spuneți, în ce constă un program? Iată, când sunteți invitat la o nuntă, la o cumetrie, cât durează programul și fix ce? O oră. Așa. Alții cânt 45 de minute. Dar eu cânt fix o oră. Și până spun la revedere, goodbye, my love, goodbye, auf Wiedersehen, ciao, la revedere, do svidania, spasiba, mulțumesc, ia ca eu spun la urmă vorbele astea, lumea tică jos, hoc, mame, știi? Mai trec vreo 10 minute. Eu sunt peste tot surpriză și lumea nu știe că eu sunt acolo. Adică ăștia care mă invită stărui ca să fac surprize. Adică da, și când surprize, îmi anunță numele meu, eu ies și încep a cânta lacrimioara, lai, 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 la, 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 și toată lumea se ridică în picioare și începe a cânta cu mine. Asta e mai mult și spun. Rău când omul n-are de lucru. Dar când te invită, înseamnă că tu ceva mereți, în primul rând. Între doilea rând, concerte doar nu care facem eu. Eu sunt unicul din Republica Moldova, eu nu știu care, poate să spui treaba lor. Dar eu sunt unicul care am făcut 15 serate de creații. Ea spune 15, nu 2, nu 10, dar 15 serate de creații în Palatul Național. Și nu numai serata mea, dar serata profesoarei mele, Tamara Ciobanu, ei am dedicat serata de creație acolo. Și al mai principalul, o artistă ne-a spus,
E, tu ești pentru țăran, dar eu sunt pentru intelectual, cântăreț. Mi-a spus ei. Și eu special pe dânsa am invitat-o la serata mea de creație. Asta era atunci, că știi. De. Și spune, uite, în sală și ne. Întotdeauna erau președintele și prim-ministru. În sală, întotdeauna vineau la seratele mele, președintele și care n-ar fi. Spune care, nu? Toți vineau să mă vadă. Spun foarte serios. Și am spus, nu, și fel de țărani în sală, vezi? Dar e intelectuali și așa. Și s-au nervat, s-au dus. Nu ca pilde. Acum înțeleg că sunt mai puține concerte. Înainte era acum tradiția acum nu facem asta. Concerte de fel, fiindcă, în primul rând, pandemie și nimeni nu face concerte, dacă ați observat. Și eu nu am nevoie. Dar ce program aveți dumneavoastră acum? Iată, în perioada asta, cât de solicitați sunteți la anunți? Mergeți o dată, de două ori pe săptămână sau o dată, de două ori pe zi? Nu, depinde. Depinde. Câteodată sunt solicitări și patru pe zi. Patru. Patru nunți pe zi? Patru invitații. Și dacă îi se alăture, eu două, că nu dovedesc de-amă. Că numai o dată am luat patru. De două ori am luat patru. Da, odată, țin minte, ultima era la Sângeră, de la 6 dimineața până la 7. Dar trei am cântat de-amă. Am cântat prin Moldova, am îmblat și tocmai la 6 dimineața am ajuns. Și am spus așa, nici bani nu vreau, nimica nu vreau, numai să termine asta și să mă duc, eram distrus complet. Și acum luați maxim două. Mai mult nu pot. Dar foarte greu, deci o oră unde trebuie să dai tot din tine și după aia mergi la altă nuntă și iar din nou. Eu vreau să spun, fratele meu, că când vin eu după două sau după o nuntă măcar, vin, că eu doar nu stau așa și cânt, ca Cobzon, de pildă. Eu mai îmblu, mai sar acolo, femeile, și vin acasă la ora 2-3 din noapte și până la 5-6 nu pot să dorm. Așa vuiesc picioarele de jos în sus, n-am cuvinte. Așa mă dor picioarele de prăpăt, înuntru, adică osul roade, nu știu cum. Și spăl cu apă rece, apă caldă, apă rece, apă caldă și pisecior, revenim. De-amă nu ieșe și-o fost. Acum ne urmăresc probabil tineri care urmează să facă nuntă sau cineva care vor să facă cumetrie. Cât costă ca să-l inviți pe Alexandru Lozanciuc la un eveniment în Republica Moldova? Vine omul la mine și eu concret vorbesc cu omul deschis. Și lucrați, unde lucrați, de unde veniți și cu voi. Nu ia că vai de capul nostru, dar lumea tare vrea să vă vadă și noi vă iubim și ia că 350 de euro. Așa, deci minim acum ar fi pentru, 350 de euro. Da, da, 50 pentru transport, ca Arvona. Și 300 pentru doi, că eu nu vin singur. Eu vin cu muzicantul care stă și lucrează cu mine. Da, 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 când văd că ei sunt bogătași, sunt bogați, mai ales diaspora, toți din părțile cele, costă 50 de euro transportul și 450. La doi. Dar cineva din diaspora ar zice, ia uite cum că noi aici muncim din greu și tot așa și atât domnul Lozanciuc face diferența. Ați avut vreodată reacții de astea? Au fost reacții și am scos 100 de euro, 50 am scos și 100. Adică sunteți înțelegători, că mai rar artiștii spun că ăsta prețul meu e 500 de euro și nu contează. Nu. Dacă văd că omul se revoltă în pilde sau are un pic de ciudă pe artiștii. M-a gândit, nu, hai băi, lasă-mă în pace, hai. Și am să mă bogăsesc eu de bani. Și hai, vin și vă cânt așa, hai. Dar altceva, niciodată n-am pierdut, chiar dacă 350 am luat. Sau s-a întâmplat și 300, am cântat aici în Chișinău. Și transport nu trebuie, și nu trebuie, și hai, mă rog, bine. Dar vezi că la mine repertoriu special. Eu am compus piese speciale. Nu ca alții cântăreți care stau acolo, ia și cântă și lumea nici nu trage atenție și îi face el. Nu vreau să spun cine. Nu vreau, dar când vin eu acolo, ei stau și mănâncă găluși. Să spun eu fără ca să ne laudăm. Mai ales sunt aici că și care nu vor să dea microfonul. Aveți care nu vor să vă dea microfonul? Da, cum? Nu vor să dea. Și lui Ion Surucianu nu vreau să dea. Și lui Julia nu vreau să dea microfon. Trebuie să aveți a vostru și bla, aparatora, da, da. Și eu mă întorcem și mă ducem acasă. M-am întors, am lepădat la orhei nunta și am plecat acasă. S-a întâmplat.
Dar asta vorbiți de interpreți tineri sau cine își permite așa? Nu, da, cu. Tineriatul ăsta care zviozdă, să numesc, stelele, știi? Dar, în general, ce atitudine aveți, iată, despre noua generație de interpreți? Eu tare, tare pe toți îi stimez. Dacă el a ieșit în scenă și poate cânta, eu mă bucur. Și lasă-mă întreacă. Nu numai pe mine, pe ăștia care sunt vârste. Stăruiți-vă, lucrați, compuneți, plătiți, studiouri, tot. Lucrați și gata, și el. Și el nu-i concurent, și nu-i poți fi concurent, dacă eu nu pot cânta ca ei, dar ei nu pot cânta ca mine. Și fel de concurenți poți fi. Nu și. Și el e mai tânăr, mai frumos, da, da, experiență n-are, e zero, nu? Și cu... Despre ce vorbim? În ce direcție merge muzica dumneavoastră? Ce stare aveți? Merge în direcția corectă? Tânăra generație care cântă? Tânăra din generație, muzica populară merge corect, dar muzica ușoară, început, ei a cântat toată engleza asta și nu știu și acolo. Asta nu-i bine. Lasă cânte, dar cui trebuie să fie Moldova, atâta. Poate ei părinții au care plătesc mult. Plătesc mult și fata cântă engleza, fata cântă, nu știu acolo, italiana, și la nimeni nu-i trebuiește. Asta e. Dar ca cea la care n-are și mânca, trebuie să cânte și ei și să mănâncă la noi în Moldova, că și să cere. Noi am început cu nunțele mele cântate de mine, cu repertoriu, așa? Ia că eu ies în scenă cu prima piesă. Prima piesă, Lăcrimioara în primăvară, care cunoaște toată lumea și fiecare, chiar străinii, cântă lai, 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 chiar nu pot, dar după a doua strofă cântă toți, auzi? A doua piesă, eu vorbesc, felicitările noastre, prima piesă, pentru corii socrii mici și pentru coana mireasă, ea este regina astăzi, regina serii, coana mireasă, un cântec special, pentru corii socrii mici, pentru oastea, din partea soclor mici, pentru coana mireasă, fata mamii și fata tatii. Și tăi s-o chicat în mai departe. A doua piesă. Pentru conii socri mari, care au crescut un băiat frumos. Așa eram eu de frumos când eram, când aveam 20 de ani. Te-ați bat din palmă. Mă rog. Ce sărbătoare în casa voastră astăzi. Și când sărbătoare, piesa sărbătoare. Asta-i nuntă de mirare, cu nune milionare. Nunu mare e cam zgârșit, iar nuna-i bună de iubit. Dragi prieteni, dacă observați că nănașul plătește bani pentru coana mireasă, pentru piesa mea, că e coastă scump, strigăm amar la nuni. Dar dacă nu vrea să-mi plătească, amar niei, cu nănășecă. Și el, săracul, scoate bașle și îmi fac... Nu știu. Asta e bună strategie asta. Spectacolul meu. De atâta ei și mă invită cu spectacolul meu, înțelegi? Mai ales nănășelii, atât nănașa trebuie să și ea. Că e mai bună, cadența mai frumoasă, nu există în seara așa ea. În afară de Coana Nireasă. Haideți să le luăm pe rând. Vorbind despre copilărie, dumneavoastră v-ați născut în 1950. Da. O perioadă destul de complicată, pentru că au fost foamea din 46-47 și după aia ne amintim foarte bine și deportări, care tot au fost cam prin perioada aia, 49 inclusiv. Cineva dintre... Iacob Lozăciuc era ridicat ăsta, în Siberia. Cine era? Cineva dintre... Da, păi Iacob Lozăciucă este verișorul tata meu. Și alte rude au mai fost deportate? Da, erau deportați și alții mai îndepărtați, dar au fost. Jumătate de satul nostru s-a dus deodată. Ce vă amintiți din copilăria aia? În perioada flământ, permanent flământ eram. Permanent flământ. Nu aveați acasă animale? Nu prea era. Nu prea era. Nu prea era pâine, Hrușov era, nu era pâine, nu era numai mălegă, brânză și apă. Nu, cât poți să mănânci, nu ține, fără pâine. Nu știu, alții țineau, dar eu nu erau întotdeauna. Nu, eu mă simțeam întotdeauna, știi, în copilărie întotdeauna eram flământ, întotdeauna. La școală se duceau alții, a copiii, a șefilor, vineau cu asta, cu mâncare acasă, cu pâine, cu cărnați, cu așeie, dar eu
Mă uitam numai. Asta s-o spun sincer, așa știi. Da. Dar părinții dumneavoastră? Lucrau de prăpădienii. La colcoz. Părinții mei, tata meu nu era ridicat, că era tare slab, mițel, slab și bolnăjos. Când vă amintiți acum de copilărie, cât de greu, în comparație cu ceea ce se întâmplă în prezent, dar cât de mult v-a influențat parcursul pe care l-ați avut dumneavoastră? Țin minte asta, că eram permanent flământ, asta una și una. Și țin minte că una și fiecare dimineață, vaca în stinare și la păscot. Fiecare zi, de pe data de 15 aprilie până în noiembrie. Bine că aveați vacă. Da, ia ca la păscut, una și una. Scaparea era una, că vinem, legam vaca de copac, strângem mâncare, iarbă, tot ce era, păpșoi, știi, era prășit, mă punem în fața floarei soarelui. Și cântați acolo. Și cântam și ne închipuiem că asta e sala, auzi? Asta e sala, dar fața floarei soarelui parcă sunt oameni, știi? Dar frunza e mare și când bate vântul, ei băteau din palmi. Dar chiar de atunci voi ați fiți artist? Eu am zisat din mic copil, artist și gata. Mai ales când am auzit la radio, tata a cumpărat radio cu bătării. Știi ce am bătării? Ca la mașină. Da, da. Bătării pun ei și da. Prin 57 și de-am cânta Tamara Ciobanu, Gheorghe Ișanu. Și la ora 9 întotdeauna ei cântau, Gheorghe Ișanu țin minte, trandafir de la Moldova te aș iubi, dar nu știu cântea asta. Dar Tamara Ciobanu, profesoara mea, cânta Leana. Leana, piesă frumoasă, Mărioară, Leana. Da. Dumneavoastră ați copilărit și adolescența, ați avut-o și tinereța în perioada sovietică. Vi-i dor de acele timpuri? Părerea mea, mulțumesc perioadei sovietice pentru aceea că am avut posibilitate să termin flământ, fără bani, fără nică, chinuit tare, să termin și Ștefan Neagă și conservator. Iana azi, du-te și învață de unii bani, de la părinții ei, de la colhoz, de unde să iei bani, să te învieți. De eu spun deschis. Atunci fiecare avea posibilitatea să învieți, dacă avea capacități. Fără bani, dar deu cămin, dar deu tăt, rămâne numai să caut ceva să mănânci, o bucată de pâine. Deci sunteți recunoscător pentru studii. Recunoscător foarte mult. Dar pentru viață în general? În general, care viață? Viață, fiecare trece greu atunci. Poți? Da, mâine e mai greu. Eu omul nu înțeleg. Te duci seara prin restaurant, prin Chișinău, tineretul șede, guleai Vasea să numești, fomează, beu, de unii bani. Nu înțeleg. Dacă eu atunci cartofi și ceai și mai mult nică la Neaga. Cartofi și aici, nu, eram trei în cameră, trei. Unul aduce o bucată de slanină de la țară, eu aducem cartofi, așa la aduce cartofi, așa aduce șapă, usturoi, tăt, și prăjăm așa și este, câteodată pe apă sau pe slanină, și asta e mâncare, asta nu era, dar învățam, auzi, dar duci în vasă, eu mă, duci în vasă dacă copiii, părinții sărași. Hai să vorbim. Ce situații complicate ați avut, iată, la început de carieră? Pentru că dumneavoastră sunteți, noi trebuie să recunoaștem, la noi sunt artiști care nu au studii muzicale. Da. Complete. Da. Sau unii, în general, nu au studii muzicale. Dumneavoastră aveți studiile astea muzicale, da. Ați trecut toate etapele. Dar când ați început cariera, ce dificultăți ați întâmpinat? Există chestia asta că trebuie să ai cunoscuți, cu mătri. Nu, s-a întâmplat așa că m-a numit la cursul 5 unul din cei mai buni baritoni din Moldova, inclusiv și cântăreți de operă și aceilalți, așa, așa, da, da. Și s-a întâmplat așa că Maria Dumnezeu să ierte Bieșo m-a luat la teatru, m-a susținut, dar altă cântăreață era acolo, Alioșina, care susține pe Serioja Romanenko, a ei, bariton. Și când la Consiliu, la votare, am cântat acolo tot frumos,
partea moldovenească au votat pentru mine, partea, nu spun cine, au votat pentru dânsul. Și nici așa la nici eu n-am intrat. De ce? Nu, de că nu, nu a fost. Aici nu au fost baluri și acolo nu a fost. Și așa la săracul s-a dus și amutarii bombardat în Donetsk, auzi? El trăiește în Donetsk, Serioja. Câteodată vorbim la Skype. Știu că ați avut o intervenție chirurgicală la amigdale și cariera dumneavoastră era în pericol. Era gata. Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat așa, ca răcitare, s-a înflat că nu putem înghiți și să mă înnădușăm de amul. Și m-a luat la ora 1 de noapte, la spital, și ne-a făcut operație. Și vocea care a mea era așa mai tenor, dar mă încurcau. Când cântam în sus, ele se unem acolo și tușăm. Și la examen. Și am primit 4 de 2. Am primit, că nu putem cânta. 4 de 2. Și la solo, și la opere, și la duete, și la 4 de 2. Și spus așa, dacă nu dai în aprilie, asta era la sfârșitul lui ianuarie, dacă nu dai examene, te dăm afară. La curs 4. Și mi-au făcut operații și gata, și noi. Și când am venit eu, s-a deschis gâtul complet la mine și s-a făcut voce încă mai puternică, încă mai mare. S-a spărit tăți. Nu au crezut că pot să întâmple așa ceva. Eu spun foarte serios acum. Da, v-au scos amigdalele, da? Amigdalele s-a deschis gâtul ăsta complet. Și s-a pornit așa ceva și când am dat examenii, au rămas trăsnistăți. Și 3 cântăreți de opere, nu spun numele de familie, că este mie stare pe tânșe, tăți s-au dus și au scos mindalii care erau buni. Ca scânt de mai gheni. Eu spun foarte serios. Dar cum ați ajuns să cântați operă? Pentru că din start nu era ăsta planul. Și la Neaga era înclinarea în operă. Ca să pui vocea, trebuie să nu cânti muzică populară, trebuie să cânti și are din opere, trebuie să cânti. Și pe urmă, când am intrat la conservator, la Tamara Ciobanu, Dumnezeu să o ierte, eu m-am dus tot ca la opere, nu ca muzică populară, acolo nu era. Acum este facultate de muzică populară, dar atunci nu, atunci era numai vocale. Înțeles? Da. Și nu m-au luat pe mine. Nu m-au luat la teatru de opere, nici pe Serioja, nici pe mine nu m-au luat. Dar eu lucram în mimanță, știi să am mimanță? Intr în scenă cu ceva acolo, treci ca soldat, treci așa și plăteau 60 de lei pe lună și se face. Și într-o zi, înainte de spectacol, m-am așezat la pian și am început a cânta o doină. Și tăi să ascultă și zici, ce faci tu băi aici, băi, cu așa? Cum auzi tu bine, cum cânti frumos, muzica asta populară, ușoară, și stai, du-te pe aici, caute-ți de lucru. Și șezi în mimansul ăsta, cu steagul ăsta, mă, nu și, nici nu cânti. Cel mai bun cântăreț, chipurile și cânte. Mă rog. Și între Ion Pavlencu, cine a cântat? Îți dai Dumnezeu sănătate. E ca el. Băi, tu cu așa voce, i-au ascultat după uși, tu așa cânti frumos, stai. Mâine ne ducem la folclor, la Dumitru Blăjenu. Ne ducem. Știu, o săptămână. Dușim acolo, el zice, ia ca s-a adus o voce adevărată, băi, auzi, Dumitru Nicolaevici, ia uite, ia cântă. Am cântat doină, am cântat sârbă și când am cântat, bună ziua, mamă, tată, tot mai așteptați la poartă. Dar el era, tang, 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 cânta. Început el la plânge, la piesa asta, scoală și zice, Ionică, îți mulțumesc. Cât timp am așteptat eu așa voce să fie în folclor. Dumneata ești primit, eu mai n-am chicat la etarul 2, drept, de bucurie, de toamne. Dumnezeu să-l ierte, sufletul lui acolo să fie lângă Dumnezeu. Înțelegi? Și atunci a început totul. Și m-a luat la folclor, solist, repertoriu, cântări și... Vine mustea, băi, tu ca așa voci cânti numai pe muzică populară, cântă muzică ușoară. Cum? Hai! Dar păi era orchestra lui Vasici, când dacă ți-ai minte. S-a palat și Dumnezeu să ierte și dirijor, om mare, muzicant mare, Blăjenul, el ăsta e cânt și auzi absolut. Și mustea îmi propune, hai! Și hai! Și am început a cânta și acolo și acolo. Dar principalul, aia ăștia cântă, am ia și muzică ușoară și populară, ai observat, da?
șarcă. Dar manieră nu au. Manieră doar nu au. Dar ce manieră trebuie să ai? Maniera muzică populară trebuie să fie ca muzică populară. Și maniera muzică ușoară cu muzică ușoară. Adică prezența în scenă? Nu prezența, intelectualitatea, înțelegi? Să redai muzică ușoară în maniera muzicii ușoare, să cânți. Să nu cânți muzică populară la muzică. Ai înțeles? Dar la muzică populară trebuie standard. Să faci milism, să faci... Este. Dar ăștia cântă tare și încotro. Dar când ați înțeles că puteți scrie muzică? Am înțeles atunci când am citit în literatura asta sovietska cultura, ziar de la Moscova, am luat, nu știu, și citesc sovietska cultura. Și acolo scrie. În limba rusă scrie. Țiganii sărași, socotcă sărași, dau așa niște căs, extraordinar. Și asta, deci, și la dânsă cântă cei mai buni lăutari muzicieni. Bot Gros, Cojocaru și Glip. Și eu mă scol, mă așez la pian și haida, haida la țigani și am aflat de unde au bani. Luat tema din ziar, auzi? Și atunci am înțeles că eu pot scriu cânt și textul și muzică. Am compus piesa asta. Deci așa au început, cu Haida, Haida la Țigani? Cu Haida, Haida la Țigani am compus eu din prișna ziarului. Că acolo scrie, de unde iau țiganii bani? Și eu întreb, Haida la Țigani și mă aflat de unde iau bani. Mulți se miră de țigani, de unde oare iau bani. S-au mirat și s-au sovietul, dar până azi nu știu secretul. Și am scris în 30 de minute textul și în 10 minute muzica. Și când am cântat în concert prima dată, ei, era prăpădienii, Doamne ferește, și atunci am înțeles că să zvizda eu. Păi, dar cum ați ajuns la țigani? Pentru că am găsit aici o informație că sunteți cu mătru, cu baronul romilor de la Zoroca. Da, pe asta Artur pe urmă, Cerar, da. Amu. Suntem de vreo 10 ani cu mătrile. Eu vin la dânsul la Zoroca, n-am nuntă. El cu mătrii trece la mine și eu mă duc acolo. Dar romii au început să vă invite când ați lansat... Și era acolo extraordinar. Dar cel mai principal era că ne uităm în cameră și spunem așa. Ei mă invitau, Alexandru nostru, dar Doamne ferește să cânt la nunt sau la comătrie, cânt cu asta. Nu. Nu dă de voi. Nu. De ce? Nu, adică vă duceați la romi acolo și da. Nu cântați Haida, Haida la țigani? Da, nu cânta. Nu dădeam, nu. Adică nu că nu dădeam voie. El vedeau discriminator sau cum? Ei, da, simțăm așa. Dar odată la hram, vreo 5 ani urmă, 6 ani urmă, la Soroca era hramul. Și m-au invitat acolo, știi? Și toată lumea e ca aici în fața mea, dar toți romii, și cu un deputat din Ucraina, deputat din Ucraina, Rada era el, 6-7 ani urmă, nu țin minte cât, era și el. Și când eu cântam, și toți romii care stăteau după, au început a veni spre scenă. Și toți anii voștri, moldovenii și rușii și ucrainenii s-au dat într-o parte și toți romii au venit spre scenă, toți. În frunte cu dânsă. Și se uitau la mine așa și eu când... Haida, lăsă! Dar n-am cuvinte, păcat nu-i filmat. Nu, eu tac, nu zic nici, știi? Și era acolo... Dar cum ați ajuns cu mătru, cu baronul romilor? Vine la Chișinău, vine la mine acasă. Am casă în centrul orașului. Și vine aici, tare mă stima ca cântăreț. Și auzi, și la multe nunți, el ca baron era invitat la nuntele moldovenilor. Adică... Unde cântați dumneavoastră? Unde cântam eu. Și întotdeauna se apropie cu mătră Lida, dar apropo, Lida e moldovancă. Lida nu e romancă adevărat. Soția lui. Uh-huh. Așa am înțeles. Poate nu-i drept, așa ne-a spus lumea că ei, dar s-au făcut romancă totală, știi, da. Dar și la nunți ne întâlnim acolo și ne-am luat. Dar spuneți, cum v-ați cunoscut cu soția Zinaida? Era interesant, tare. Eram student cu anul 3 la Neaga și mergem cu Costică Palancean. El era la teorie învăța
Și noi mergem pe strada rozilor, știi? Trandafirilor, da. De la deal, înspre Iscra, dacă ți-ai mintit, Kinoteatrul Iscra. Da, 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 da. Merge și mergem, mergem. Mergem și el, nici tare îmi plăcea cum cânta el. Ane, Ane și Marie, dați-mi gura numai mie. Asta, piesa lui Vasile Marin, domnule. Lui tare îi plăcea că tot repertor. Eu spun cântă. Și noi mergem în doi, seara, deam în întuneric, așa știi, seara, și el cântă. Și se oprește autobusul și iese două fete frumoase, tare. Și una, Zemfira o chema pe dânsa. Prietena soției mele. Ia uite, și ăștia nici cântăresc, dar noi, opa, vine să coace. Da. Ia că noi suntem, dar da, da, am făcut cunoștință, Zina și, așa, și Zemfira. Am făcut cunoștință, dar ei acolo trăiau. În curte și ei acolo trăiau. Și zic că, uite, așa ne-a părut frumoasă și dat de la Dumnezeu. Zic, hai să ne întâlnim mâine, unde, la șase. Mai sus din Iaga, acolo, s-o oprie autobus, sus acolo, hai. Și la ora 6 mă duc, vine fata și eu am venit. Și e pe urmă îmi spune, măi, și ne-ai părut așa de frumos seara, dar când te-am văzut, am un chistruiet, cu nasul mare. nu i-am plăcut a doua zi de-am. nasul mare, știi, dar porecla mea e lupul, știi? Părul mare, slab. Părul mare și nasul mare, fix ca nu, de la nu păgădi. Și păi, ia vine lupul, știi? Îi spuneau ei, da. Și eu m-am văzut de lup, tot așa, ca lupul, știi? Oh. Și eu pe lângă deza, hai, nu știi, nu știi, hai. Și pe nas suntem. Aveți doi băieți. Da. Ați spus că ați vrut și o fată. A, tare dar am vrut fată. Hai, măi. Ce v-ați oprit la doi băieți? Hai. Eu, nu știu, o ridicat și o pierdut copilul și era fată, a treilea, era fată. Și după aceea am înțeles că nu a putut să aibă, știi? Am văzut cum schinuie ei, cum curge sânge din trânsa și m-am spărie de tare și el nu a vrut să îi vii doctorii, nu a vrut și a scăpat așa, și a scăpat, nu știu. Adică al treilea copil l-ați pierdut, care era să-i fată. Tânjesc de atunci și cine are fată, eu mă uit când merg fetișoarele astea, mamele cu fete, apoi eu cu mașina mă mai opresc, mă uit și știi. Dar știi ce m-a scăpat? S-a născut Lenuța, prima nepoțica mea, Lenuța s-a făcut. Băi, auzi, când s-a născut Lenuța mea și nu m-au adus acasă și am văzut păpșica mea, fata mea, toată viața înghesat, în timp de o oră jumătate, am scris piesa Nepoței, care până mui bate toate piesele despre nepoței. L-ai auzit? Eu cu siguranță o știu, nu mi-amintesc acum cum vai, sună. Că nu a ieșit Nepoței, că auzi. Dar cum e refrenul? Au bunei nepoței și se bucure de ei, măi, și eu am o nepoțică, dulce ca o floricică, la mulți, la mulți ani trăiască, nepoțica să-mi florească și părinții lângă ea. Cu bunei alături a măi. Doamne, și s-a întâmplat că nu a ieșit piesa asta la radio și prin România, pe unde vrei, am bătut pe toți. Așa spune lumea, văd? Păi, dar chiar cu mătrii, eu după cum mătrii, numai eu. Că alții tot cântă nepoți, nepoței, așa. Dar nepoței ca mie, ca melodie, ca text. Să laudă mulți bunei, ca au nepoței, nu știu, știi, nu vă laudați degeaba, nepoței că vă întrece și că e aproape și... Cum sunteți ca bunel? Tete milioane se duc acolo. Dar pe urmă s-au născut că două fete gemeni, două nepoțele gemeni, auzi? Lia și Eva, de la piciorul mai mic. Ai, fie asta, atunci am compus și acolo cântecul. Da. Dar ficiorii dumneavoastră, la un moment dat spuneați că nu erau în Republica Moldova. A, păi da, ei fost în Smălească. Au plecat acolo la Ruș, fiindcă mama lui piciorul mai mare, adică soacra, s-a dus la fiica care avea o fiică acolo, lucra acolo, s-a măritat acolo în Smolensk, e o lepădat aici din Moldova, au vândut casa, au rămas singuri, s-a dus la fiică. Și pe urmă, când, dar fiorul meu mai mare era,
vicedirector, băi, la 28 de ani și vicedirector la Calea Ferată, a Căii Ferate, vicedirector la Căii Ferate, și nu a Căii Ferate, dar gării, a gării. Auzi? Eu am făcut. Am intrat la președinte, nu spun la care, și el zice, s-a șoc. Și eu spun, ia că trebuie loc, acum. Și Bițăvanul și ala l-a pus la alt lucru și m-a pus piciorul eu. Și pe unul s-a distrus, cu bardacul Moldova s-a distrus, și el s-a dus în Smolensk. Înseamnă că în Republica Moldova contează, da? Ce cunoscuți ai? Că nu, știți... nu spate, de-am, nici nu vorbim tema asta. Nu, dar oricum, până la urmă... Nini-a spus cunosc... un prieten de meu care lucra la Calea Ferată, pe dânsul nu spate de prin ești nici conducător de bilete. În tren, nu că inginer, după institutul a terminat universitatea el. Da. Nu, aici locuri nu, aici știi câți bani trebuie să și cu tine, tot e mai... Și când știu o săptămână, l-a aranjat fiorul meu acolo, am intrat, el a chicat sub mască, zice, Doamne, și asta, de unde? Cine tu ești, măi? Cine tu ești? Tu își dai seama câte milioane trebuie să dai ca să... Și... Dar din ficior nimeni nu v-a urmat calea. A, păi este Sășuc au cântat. Sășuc au cântat deodată, era mic. Să Polfost era atât. Ulugurski tare îi place, la toată lumea îi place. Și de ce a renunțat? Da, pe urmă, au cântat cu Urski un concert la palat și zice, așa mă doare în pâine și nu vreau să cânt mai mult, lasă-mă în pace. Și nu a vrut să mai cânte și gata. Dar când a ieșit el, eu am scris piesele lui, când a ieșit el să cânte, auzi, pe la televiziune, cu mine pe stăt, apă la nuns, nu putem scăpa de lumea asta, băi, fără dânsul nu vii. Și plăteau lui tot atâția bani, scânti trei cânti. Nu mă să meargă cu mine. Și el când a văzut și de fric, nu prin restaurante, prin la ospătărie și chinul ăsta, își dornie pe plită. Plită care făceau mâncare, pe la 12 era călduț. Și el dornie pe dânsul, nu vreau să-i vărtez, las-mă în pace. Știu că dumneavoastră ați scris multe melodii, sunteți cunoscut. Mai mult de 300. Da, dar o parte dintre ele sunt cu nume de femei. Da, am așa, am cu nume de femei 16 piese. De unde a apărut ideea asta? Nu de unde. Cum a pornit-o? De acolo. Dar după ce criteriu alegeți, ce nume de femei e? O să folosiți în nouă melodie. Femeie care mi-a plăcut și care m-a stimat, care m-a iubit, cum s-ar spune, că ei nu stimează, dar te iubesc, ca cântăresc asta. Eu scriem Iuliana, este. Maria, este. Anastasia, este. Care spune mai nume acolo? Eu s-am uitat. Anișoara. Dar cum reacționa soția dumneavoastră când vedea că iar scrieți o melodie despre o altă femeie? Nu era geloasă? Nu, cu, și geloasă. De-amă era sătulă de tăt era, auzi? De succesele mele în concerte. Deodată era geloasă, mă sunau acasă. Mă provocau. Femeile? Da, femeile sunau acasă. Și ea, că tălăveți, el nu e, el e cu noi, dar tu stai acolo, proastă ești, da. Și s-a nimerit așa, când eram acasă, tot o sunat, dar ele puneau, dar știm, noi știm și nidem, puneau ziarul pe receptor și schimba vocea, nu e greu, da. Dar el zice, nu, dar e și asta, vezi, sună, măi, cu tine, măi, eu-s la lucru, măi, nu. Și când el zice, da, bine, pare bine. Și acolo, știi cum facem nebunii. Și e de receptorul, eu zic, alo, și ne sună. Și după așa e gata. S-a terminat. Așa. Dar încerca cineva să vă facă rău, să vă despartă, da, de soție? Da, da. De ce? Care ar fi logica? Și eu nu știu de ce. Zic, de atâta că eu sunt mai popular ca de așa. Că sunt artistele faceau. Dar ne-ați spus... Artistele faceau asta. Artistele? Da, știm cine. Și știm cine au spus... Care artist a spus lui soția mea despre artista aceea? Numai nu spun nume, știm tot. Fie, dar vorbind despre ceea ce ziceați dumneavoastră în mai multe interviuri, că mereu v-au plăcut femeile frumoase.
Nu, ați fost înconjurat de femeie. Nu-i plac, dacă nu-i plac, cui nu-i plac? Îi plac la tăți. Da? Și nici nu-i plăcut tare. Dar aveați o limită, iată, este interpretul Alexandru Lozanciuc și este bărbatul Alexandru Lozanciuc. Deci, când e mult atenție din partea femeilor, de asta le țineați la distanță? Sau ca să, pentru că e periculos în momentul în care este o căsătorie, reputația e la mijloc, trebuie să fiți foarte atent. Cum încercați să țineți distanța? Tot normal. Mă portam frumos. Mă purtam așa ca să nu audă nimeni și nu vadă nimeni nic. Și gata. Dar ați spus că ați avut femei care vineau pe scenă, vă aduceau flori, vă aduceau plicuri cu tot felul de cadouri acolo. Da. Așa se întâmpla înainte? Nu, da, așa au fost. Da, țepuri de aur dacă îi făceau cadou. Femeile? Fetele, nu femeile, fetele. Fetele de 20-23 de ani, așa, tinerele. Eu eram tânăr atunci și glumier. Da, eu veneau în scenă și al meu principal cu scrisorele. Ia ca sâmbătă la noi concertul la Palatul Național și multe flori. Și eu luam acolo flori, dar restul rămâne, la orchestră rămâne. Și de orchestranții luni la ora 10 citeau scrisorile scrise mie. Da, și ce scrie acolo? Uite ce scrie. Alexandru, nu, eu te iubesc, eu te iubesc, orchestra leșana de râs. Eu spun, așa au fost. Și lăsau numere de telefon, ceva? Nu, numere de telefon nu lăsau, dar aștept după concert, aștept acolo. Și cum e starea asta, iată, când știi că ești iubit de atât de multe femei? Pentru că dumneavoastră mereu ați fost bărbatul ăla care, da, deci... considerat un simbol al frumuseții în Republica Moldova. Un soi de când echivalentul Alain Delon, da, din simbolul nu știu, lumii cinematice. Eu cânt în duet cu Natalița acolo. Mai, ești floarea cea din rai. Este piesa asta și unul scrie. Похож în limba rusă. Похож на Alain Delon, но пополневший. Похож на, acolo este, eu chiar am citit, похож на Alain Delon, но пополня, adică eu sunt mai gras ca așa, știi, da, adică ai nimerit cu Alain Delon. Așa mă numim femeile, nu Alain Delon, dar spun eu că eu sunt frumos, dar eu n-am găsit asta, eu sunt frumos. Cu mult mai frumos artiștii noștri ca mine. Păi, dar de ce femeile vă iubeau atât de mult? Nu știu, cred că pentru, eu, poate cântam, îmi place cum cânt eu. Cum mă port eu, dar nu mă portam ca și lanț. Așa, nu știu, da? Nu, are. Și eu vedeau un mini temperamentul ăsta, cred că. Da, și cânt și nu știu. De asta a spus într-un interviu, acum 2 ani, dacă nu greșesc, că au fost situații când ați supărat soția și ea chiar plângea. Ați supărat-o prin ce? Prin anumite vorbe, prin atitudini? Sau certuri din astea banale, familiale? Nu, în familie întotdeauna se întâmplă, știi, se întâmplă când unul se stărui tare mult, știi, altul controlează și prin drept. Dacă nu ești prins, n-ai voie să fii pedepsit neobiectiv, știi? Adică soția noastră vă încercați să vă controleze. Unde sunteți, ce faceți? Nu de controlat, dar vineau sunete, vorbi de acolo, acolo au fost, așa au făcut, așa au făcut, nu au făcut, așa, așa. Și erau scandale. Și erau ce? Până la un timp. Dar s-a ajuns și la violență? Ați fost bărbat din ăsta care... Nu, violență nu a fost. Eu fost până la violență, de-a mă. Cu dinții și cu asta și cu... Ați fost vreodată în prag de divorț cu soția? Ea a vrut. La un moment dat a vrut tare să... Deci mă duc și nu mai vreau, gata, lasă-mă în pace cu du-te, cu atele și idem să tu. Pun treaba ta. Mai gândești. Două mai, la un cântec așa. Un lituanian cânta două mai. Și? Da. Și îi trece ea. E trește. La fiecare familie se întâmplă cazul și se moaie. De-aia niciodată, chiar dacă vrei eu nu mă ducem la divorț. Alta nu-mi trebuie nimic atânsa. Că noi, eu și Ion Surucianu, suntem dintr-o vârstă, știi?
Și unii, și numai noi doi avem familie stabilă. Stabilă familie. Cu fel de fel de întrebări, cu fel de fel de vorbe, cu fel de fel de... Dar de ce, iată, apreciați soția? Deci, de ce înțelegeți că... Ce v-a ținut atât de mult împreună? Păi alta n-am găsit. Alta n-am găsit. Eu așa și am văzut și am văzut. Dacă e leap de bărbatul și copiii și vine din alt oraș la Ocnița, la concert, leap de tăt, se îmblă de la concert la concert, îl văd în sală și fel de soție pot și asta, a mie. Spune. Deci în soția noastră aveți încredere, e foarte da. Fidel. Eu am avut încredere întotdeauna. E umblat din prișina oamenilor răi care sunau, vorbeau, scrieau. Dumneavoastră ați lucrat peste 20 de ani la televiziune, da. La orchestră. Solist la două colective, folclorul și estrada. Asta ce rol a jucat în cariera dumneavoastră? V-a ajutat mult? Foarte mare. Niciun cântăresc nu cânta paralel două ca mine. Nici unul nu cânta atunci. Numai mie mi-a dat voie. Că am avut manieră. La Consiliul Artistic apreciau deodată. Cânți drept muzică ușoară, cânți drept muzică populară sau cânți așa. Oi, să cum să spun. Și asta înseamnă că apăreați foarte des la televizor? Nu. Adică am vrut. Dar s-a pornit mare dușmanie atunci. Contra mie. Erau acolo vreo trei. Tot artiști? Trei. Nu, șefii. Șefii. La muzicală. Redactor șef, redactor și... Mă filmau de revelion, de pildă. Eu sunam ții, la tăi, spun, la ora 1, aproximativ, priviți revelionul. Și eu nu sunt. Vă scoteau din concert? Vă scoteau din concert. Dar de ce? Blic. Îi spuneau că șefii întrebau. Cum, băi, ați filmat, ați cheltuit bani, că și blic a fost. Camera au făcut, știi, ceva chipurile. La test nu era numai la mine. Și nu mă luau în concertile astea, luau numai pe alora. Prietenii lor. Nu spun niciun nume de familie, tu și singur știi cine cânta fiecare ță. Și pe urmă eu pe ăștia, îi luam la nunt și plătim din banii ei. Dacă îmi spun, familia e scaunul tică jos, am așa. În ce sens îi plăteam? Eu mă ducem la nuntă și atunci, în timp și ala, prinem de la 1000 de rubli până la 2000 de rubli. De rubli, trei nunți și jeguli cumpăram. Și popularitatea avem eu. Când a aflat o cântăreață mare, când ei au plătit 1600 de rubli, dar eu i-am plătit ea, că eu și rubli. Cât vrei tu să-ți plătesc? De, două, eu sunt artist cunoscut, dă-mi 200 de rubli. Poftim, îți dau 200 de rubli. Din banii ei. Eu prin 1600, 2000 prinem, 1000, 800 prinem, numai jos, auzi? De la 8 până la 2, nu o oră. De la 8 seara până la 2. Păi asta înseamnă că a fost un avantaj când ați apărut atât de des la TV. Oamenii aveau ocazia să vă vadă mai mult. Ia ca aici stilele astea cântau la fiecare sărbătoare, la fiecare revelion, la fiecare nu știu, și așa de adeu, și așa de adeu. Dar eu cu mare chin trecem acolo. La televiziune. M-a filmat și căutam clientul. Odată, eu am răbdat, dacă n-am să mă duc eu să mă jelui la șef, mi-e mine mascot. Când dobândă n-ai zai, încă mai mare ură. Și eu am tăcut, am răbdat. Dar odată n-am răbdat, mă întâlnesc cu șeful, care pe muzicala era. Dumnezeu să ierte, s-o dus teamă. Da, și el, și... Era o leacă, îmi pare că ori era Candriu, ori era, nu știu. Îi spune la un compozitor, un prieten de meu, ce îmbrși cu aia ăsta, băi, ce scritul lui, când, ce... Și n-ai și faci, îi spune, lua așa la, față de mine. Eu spun, tăi, auzi, râsule. Să spui așa ceva cum am spus eu, auzi, râsule. Ascultă-mă atent. A venit timpul când tu ai stai în genunchi și ai sinceruți mâinile, ai înțeles? Tu nu te gândi că ai și veșnic șef. Ai înțeles? Compozitorul ăsta a ucicat într-o tufă de spaimă. Șefului de la televiziune? Șefului i-am spus în față, auzi? M-am enervat și am spus tot în față. Și compozitorul ăsta care era alături, de spaimă ce am spus eu,
s-a dat piciorul înapoi și a uitat în tufă. Era o tufă acolo. A uitat acolo. Povestiri la muzicanți, dar spun după numii. Dar nu spun numii. Și de atunci, care a fost soarta dumneavoastră la TV? Atunci încă Măghini era. Da. Și în 88, 89 au venit cine? Gărbaciov a venit. Și tăța ăștia râsuri de ăștia care au fost comuniști ăștia, care erau mari șefi, pozate, îmblau. Și mă întâlnesc la Palatul Național, îmblă, nicămu ni nușnii, în limba română spune. Spun, nu, și iartă-mă, mă, Ilțadru, tu ești mare artist, tu așa voce, nimeni n-are, tu ești... Du-te, măi, zic, nu te văd. Și m-am întors. Îmi vine să... O, da, cu asta am înțeles, dar anume între artiști, iată, eu simt că vorbesc cu diferiți artiști și simte. Da, cineva îl place pe un artist, altcineva pe altul. Între ei sunt tot felul de vorbe din astea. Despre mine ei tăți vorbeau, dar eu nu vorbesc despre nimic, de atât că eu pe dâns și îi luam cu mine la nunț. Dar despre dumneavoastră de ce vorbeau? Și vorbesc în continuare alți artiști. Nu, trebuie de întrebat pe dânși, în primul rând. Și îi apucă, și dragi îi apucă pe dânși. Ori invidia, ori sproști, ori râsuri, auzi, nu, eu nu știu ce. Deși pe mine nu mă interesează și nici pace. Faceți măcar ceva, măi. Faceți, lucrați, despre raibul tot merg vorbe, dar ei nici înclin, nici în mână, că nu se apropie de Raiburg și de și lanți care sunt populari, care sunt... Dar asta nu e legat strict de oameni care... Ne sunteți solicitat. Aveți foarte multe șlagăre, melodii, da, pe care le cunoaște toată Republica Moldova și România, și respectiv unii nu au succesul ăsta. Și iată unii ca ce pot face. Ei să invidieze succesul altora. Auzi, sau altora. Eu nu știu, și de fapt pe mine nu mă interesează bârfile astea, e treaba lor, ei rămân cu stratina lor goală și așa și mai departe. Dar piesele mele se cântă și limba ucraineană traduse, și limba rusă, și limba kazahă. A cui compozitor este cântat în patru limbi? Care compozitor este în Moldova? Cânt cu lui să fie cântat în patru limbi. Care? Nici unul nu-i. Nici nu s-au născut încă. Haideți să discutăm un pic despre repertoriu. Ați vorbit deja, mai bate Doba, mai Vasile. Ăsta este unul dintre primele șlagăre. Sau chiar primul. După aia a urmat Lăcrimioara în primăvară. Primul șlagăr de muzică ușoară al noastră. Da. Și ăsta cumva rămâne cartea de vizită. Cartea de vizită mea. Dumneavoastră cu Lăcrimioara în primăvară începeți fiecare... Peste tot. Dar au cântat Lăcrimioara și Dan Spătară, Dumnezeu să ierte. Cântam cu dânsul concerte pe Moldova. Și eu cântau alții, eu și după mine el termina. Cum a apărut melodia asta? După melodia a venit ca asta, ca râba, cum spune. Așa, ideea scheletul. Mie, da, scheletul, m-a dus la Gheorghe Mustea, spun, ia că așa vreau să facem. Ia ascultă, așa vreau, ia că așa, așa, așa. El a scris pe noate, am compus, s-au compus, și rămâne piesa lui, a lui. Dar ideile sunt mele, toate ideile, cu textele. Cui nu-i place Lăcrimioara în primăvară, asta e ideea mea. Asta e ideea mea, dar Iulian Filip a dezvoltat tot. Înțelegi? Eu vinem cu ideile, gata. Bună ziua, mamă, tată, tot mai așteptați la poartă. Mai departe, hai. Și Iulian Filip scrie textul. Tot cu ideile, tot vinem eu la drept. Lăcrimioara în primăvară este melodia preferată a mamei mele. Da, și nu numai. Și nu numai, da. Eu mă țin minte din copilărie, ea o cânta și cumva la mine este o asociere. Și de atunci, cumva, toată viața, iată, este în auz mereu Alexandru Lozanciuc și asocierea directă e Lăcrimioara în primăvară. Dar dumneavoastră nu sunteți artistul unei piese. Sunt la noi unii artiști care au o melodie, care au fost șlagăr, o știu toți și gata, nu mai au nicio melodie cunoscută. Dumneavoastră o aveți cu Mai bate Doba, mai Vasile, Lăcrimioara în primăvară, piesa Adio Italia. Da, asta e, și era cu Adio Italia, mai, tu știi și era? Nu știu dacă toți o amintesc acum, dar... O ieșit piesa aceasta, că un producător zice... Tu nu plătești nimic, că plăteau cândva ca să faci. Tu nu plătești nimic, că noi imprimăm tot din nou piesele și facem un disc. Facem disc, da. Și după vânzare, ai să primești banii.
Și o adunat orchestră, o adunat tot, am primat, eu am compus într-o noapte de Italia piesa asta, apropo, asta și vă două încă, el a vrut numai piesele, hai împreună să cântăm Noroc, Șlagărul, ți-ai minte Noroc? Da, Șlagărul. Da. Eu spun, nu, ăștia vechi nu, eu am să fac nou. Și eu zic, și șoferii ăștia care îi duc lumea în, asta, în Padova, au luat discul meu cu Adio Italia și au pus în mașină acolo. Deci era acolo. Povesteau șoferii. Tăți moldovenii și când auzeau Adio Italia, Noroc Moldova, plângeau de prapădenii. Și aici se vindeau cu 50 de rubli discul, de acolo 10 dolari. Și câte bași le-au câștigat producătorul, dar eu nică. N-ați luat bani? Nu, dar clar că nu. Și el treaba lui a făcut, contract avem, mi-a plătit tot ce trebuie și gata, dar restul treaba lui. Dar o melodie pe care cu siguranță tot foarte mult o știu, dolari. Nu, asta era prăpăt. Ce s-a întâmplat cu melodia asta? Cum ea a devenit așa de virală? Textul e simplu, melodia e foarte simplă, dar atât, eu am aici câteva versuri, dar aș vrea un pic să o cântați, dacă un pic de refer. Din America încoace, lumea nu mai are pace, de dolari nebunite, umblă toată necăjite. Nu așa era în momentul, și ala era sărăcie cu căloșe, dar de o... leafa. Da. Și ne-a venit ideea, că dolarul a ocupat total Europa și Moldova, înțelegi? Și eu am făcut comparații, așa iau dolari, dar noi cu caloși. Și e că am scris piesa asta. Doamne, dacă vrei dreptate, dă dolari la lumea toată, da. Iar la moldovenii mei, dă măcar câte 5 lei. Din pricina caloșelor, nu e ca așa, Snegur, președintele Snegur și din sală, Sanghele și din sală, miniștrii stăteau în sală, în serata asta, a mie. Și în serata, apropo, și cânta Sorocianu. Era ca invitat, știi? Da. Mâna dreapta lui deputat era. Da. Da, și eu mă gândesc, când să nu, că de lemn, ia că când am zis, o cicat podul, o cicat tătul, s-a prăvălit Palatul Național. Lumea ta așa urlau, nu înță, Doamne, trește! S-a scălat în cioare. Bravo, bravo, bravo! Și se uitau la Snegul și la Sanghele. De caloș, de tot. Păi, normal, era cumva... Da, și m-a luat ziare la frecat, jlodii ăștia care, lingăi ăștia, știi? Dar ce v-a zis? Deși și înseamnă asta, și repertoriul ăsta, și ăsta scânt, și cu dolari, dar pe urmă, banii, sunt atent. Am scris la texte, la muzică, ca nieți, Sveta. Dar acum mai cântați la spectacol? Nu, la spectacol, nu, la... nu cânt. Dolari nu cânt, dar banii cânt permanent. Uh-huh. Banii doar permanent, ele nu-s. Lumea roagă, cere și, mă rog. Noi asta scrieți și pentru alți artiști. Mama lui Ionel Istrati spune concertul de 8 martie, de ei, ziua ei de naștere. Era la Palatul Național, concert de 8 martie. Și-am cântat Ionel și-am cântat eu mai mulți artiști. Și mama lui se apropie atunci și zice, dar eram primit nu știu cum mai bine eu ca alții, știi? Cred că cântam ceva lăcrămeara, ceva și... El zice, așa noi vă iubim. Așa când ce frumoasă aveți, poate lui Ionel ceva de scris. Eu spun, bine. Și m-am întâlnit cu Ionel și i-am arătat 20 de cânti de mele, care erau cântate de mine. El a spus că nu, cânti de cântate dumneata eu n-am nevoie. Dacă vrei, scriem ceva nii personal. Mă duc acasă, mă chinui. Și găsesc un text zvârlit. Nu era melodia, știi? Eu numai cu tine, am avut zile senine, nu știu, cuine. Adică ai, așa mă gândesc. Da. Simplu, știa. Simplu, de. Și eu venit ideea, am cântat ideea, am cântat pe magnetofon, am compus, vin la Delfo. Ies șede mama, șede el, pe divan. Eu m-am așezat. A scris, eu spun, a scris, eu nu știu dacă ți-a plăcut, dar e așa, mai buni când ce am ca aici care îți propun să-i dați cânt. Auzi, frate, trebuie să vezi ce era. El stătie și de pe divan așa culcat o aleacă. Eu numai cu tine sari în sus, mama plătește bani repede.
contractul, scrii. Eu am rămas trăsnit. De unde o simțit el? Are gust, înțelegi? Doar piesa și care cânte. Liu, ce viață ai minte? Și piesă, și cântare, de, și mai bun cântăresc, băi. Dacă aș avea cap bun încă, în afară de tăt. Și așa a apărut super hit-ul Eu numai, da, numai, numai cu tine, eu, lui Ionel Stradi. Da, și mama au scos banii, eu plătit, eu i-am dat și auzi. Eu numai, numai, numai cu tine am avut clipe senine. Da. Adică v-a fost simplu aici. Eu o să vreau să mai vorbim un pic mai târziu despre Ionel Stradi și ce ați avut acolo, dar o melodie pentru un alt interpret o scriți mai ușor decât pentru dumneavoastră? A, nu, așa e vine. Eu am scris 6 piese pentru Mariana Șora. Și mama, și așa, așa, și am uitat de-amu piese, și pentru Șina mea am scris piesa, și pentru Mariana Mihaila am scris, cui n-am scris eu? Eu am găsit aici o informație destul de curioasă, că ați vândut un CD cu 16-18 piese cu 5.000 de euro? Masoră, alo, bună ziua, vă rugăm frumos, veniți studioul nou nostru să găsești acolo, vin eu. Bună ziua, bună ziua. Am vrea să facem un disc cu dumneavoastră. Muzică populară. Da, cât asta. Vreau 15, 16, 17 cântece. Undeva așa ceva. Eu spun, bă, nici o problemă. 5.000 vă aranjează? Eu mă gândesc, 5.000 de lei și dacă de cât nică. Așa și piesele astea, la nimeni nu trebuie să am. Eu am cântat și nu pot cânta toate. Doar 14 piese în timp de o oră cânt, dar 300 și facem cu celelalte de piesă. De euro. Și eu spun, am muțit și zic, cam puțin, dar merge. M-am gândit că ei, dar el, spun, dispaimă, am spus, cam puțin, dar merge. Contract, scoate banii. 5.000 de euro cash. 5.000 de... Asta cu ani în urmă. Erau bani enormi. A, păi, da, erau... Atunci încă erau prin 2.000. Și acum îți bani enormi, dar în 2.000, 5.000 de euro... Foarte mult, asta înseamnă un apartament. La nimeni nu mi-a plătit asta. Și eu știu cui a plătit, cât a plătit. Până la 3.000 de euro plătea. La ăștia mai gogonat. Dacă am ei... Dar ei au știut. Ca așa repertoriu care am eu și cu țiganii și cu nănășica și cu foaie verde, el a făcut minimum 40-50 de mii de euro după ce a vândut tot fanăberia asta. Știu eu despre ce vorbesc. Am luat banii ăștia și mă duc acasă. Trec pe Pușkin, la Vale, la Pușkin și Ștefan, la semafor, ne-am oprit. Mașina înainte scrie, se vinde. Așa, mașină albastră, frumoasă, femeiască, nu mare, știi? Eu telefonul la loc. Cât costă? 6.000 de euro. Băi, am 5. Eu cu vând. Și ne-am dus, am făcut documente, venim la fereastra casei mele, el pune mașina aceea de cheile, omul s-a dus. Eu mă ridic sus, la etajul meu, și ne ducem la bucătărie cu soția și ea ca spun. Am dat, am vândut piese, tot frumos, și ne uităm așa. El zice, iau ce albastră frumoșică mașină mea și eu spun, îți place? Da, n-ați cheile. Cine a mai făcut așa ceva? Cine te-ntrebi? I-ați făcut cadou soției mașină. A făcut cadou soției mașină. Aici am un vin de la Aurelius Viorica din 2020, alb sec. Super. Dar vreau să vă provoc, spuneți un pic din secretele bucătăriei astea muzicale. Cum, domnule Lozanciuc, trebuie să scrie o melodie ca să devină hit sau șlagăr? Care sunt ingredientele? Niciun om nu poate să răspundă la întrebare. Dumneavoastră aveți câteva zeci de melodii care au explodat. Da. Știți câteva ingrediente? Nu știu, sincer spun. Uite, la fiecare piesă scriu piesa. Și mă gândesc, asta e bomba bombelor, auzi? Așa melodioasă și textul bun și tăt. Nu prinde. Nu merge. Și alta care, ei? Ca numai. Ei, și băi, cu numai ăsta. Când am privit eu clipul ăsta, știi câte milioane are, băi? Are 10 de milioane. Care 10?
Nu știu, are peste 100 de milioane? El are milioane și milioane, înțelegi? Dacă îi cântă, o tradus și limba ucraineană și limba rusă și ne-a spus că în limba franceză o strofă cântă așa limba noastră, română, dar o strofă limba franceză cântă. Iată, dumneavoastră, când scrieți, porniți de la mesaj, de la idei sau în mare parte apare întâi melodia și după aia... Nu, apar împreună, tată. Nu cum? Începe cu, vine ideea textului, adio Italia, țară frumoasă. Noroc Moldova. Adio Italia, țară frumoasă, ești minunată, dar nu ești a mea. Magnetofon lucrează. Și pe ori, na, și cânt aiurea, nu merge. Dar tot se imprimă. Și pe urmă tot din 4-5 se combină tot asta și găsești stâlpul. Aici e canto, aici e refren. Aici e de-amu trecerea. Asta trebuie să adaugi. Ai înțeles? Îți faci ideea, te așezi, omul lucrează, faci aranjament, dar eu stau, aud, spun, nu așa trebuie, așa trebuie. După cum sunt eu melodie. Și când a ieșit Adio Italia, s-au probușit și italienii, Moldova și moldovenii, peste tot. Doamne ferici. La nunț, nu poți cânta Adio Italia. Dar nu. Cântați și gata. Și îi stau și care plâng că rudele sunt acolo. Îi stau și lăcrimează la masă aici, rudele acolo, care nu au venit, nu știu. E ca așa s-a întâmplat. Dar la nunț, în mod normal, aveți în repertoriu melodii unde puneți accent pe, nu știu, vin, de exemplu, că la noi în Republica Moldova... A sus paharul, sus, măi, frate, hai să bem cu lumea toată, șlagăr, șlagăr, și mă laud. Dar păi adevărat. Dar important cu moderație, paharul și vinul. Eu vă dau vinul ăsta, dar mult sper să vă plac, știu că sunteți un pescar înrăit. Dacă o să mâncați pești, atunci o să fie mulțumesc potrivit. Frumos. Domnul Zanciuc, da. Vorbind despre Ionel Strati, da. Ați spus despre melodie pe care i-ați scris-o, Eu numai, care a devenit un super hit. Ce neînțelegere ați avut dumneavoastră cu melodia asta? Eu înțeleg că la un moment dat, Ionel Strati a început să spună că melodia asta el a scris-o? Da, o mers vorba că el i-a transmis, că el undeva a spus, era unul Alexandru, aranjator de muzică, care a scris lui, care a făcut aranjament la piesa mea. Și el amul lucrează cu Kirkorov, Alexandru așa, brașovianu. Uh-huh. Și brașovianu a spus așa, mă ta să-i minti, el or spui că asta e piesa lui. Eu spun că n-am înțeles, cum poți spui? Eu mă gândesc că-i glumește. Brașovianu a scris o piesă lui și el undeva a spus că nu e lui Brașovianu, dar a lui. Și eu asta am uitat. Dar cum e corect? Iată, dacă un artist vine la dumneavoastră și vă zice, vreau să-mi scrieți o melodie, da. Dumneavoastră rămâneți autor până... Nu, dar este contract. Contract, interpret, Ionel Strati, compozitor, Alexandru Lozanciuc, textier, nu, eu nu-s poet, textier, Alexandru Lozanciuc. Ne-am iscălit atâta coaste, n-are voie să cânte nimeni, n-am voie să vând cuiva piesa. În contract scrie și eu... Dar autor rămâneți. Autor rămâne pe vie. Deci care e logica dacă a existat un contract? Nu, așa el s-a ridicat cu piesa asta datorită lui. Piesa s-a ridicat nu datorită mie. Că el o interpretat. Eu nu m-am scris. Dacă cântam eu, cântai tu, cânta altul și nu face și eu făcut el clipul și cânta și el e frumos și cânta frumos și emoțiile lui tăt și el Globul Pământesc o cucerit, înțelegi? Că nu numai moldovenii scriu clipul. Adică dumneavoastră îi dați creditul ăsta, că el, într-adevăr, dacă datorită nu lui... era el, nu era șlagărul ăsta. Obiectiv vorbim și eu. Dar cât de mult v-a supărat atunci, în momentul în care ați văzut că el spune că păi piesa e a lui? Păi nu m-am supărat, scris. Eu m-am întâlnit cu tine și spun, Ionică. Eu nu înțeleg, măi, nu Ionică, nu cum. Tu ai spus că piesa ta, așa ne-a spus lumea, că aici jos nu scrie. Alții scriu, Șura, Mihailă, Dan Spătară, Dumnezeu să ierte, scriu. Compozitorul Alexandru Lozanciuc și textul el.
compozitor, muzica, text, Alexandru Lozanciu. Dar la dânsul acolo nu era scris în internet. Și eu lui spun, ce înseamnă asta? Și lumea spune că e tău. Dar ce nu datorită niei? Că datorită ței, dar cui piesa? Piesa doar a mie. Și ai dat piesa în Kazahstan și ea ca scrie acolo că ai luat 65.000 de euro. Nu, asta nu-i drept, asta... Și... Într-adevăr, piesa asta e cântată și în kazahă. Nu, dar cum? Tradusă în limba lor, înțelegi? Limba lor. Limba ucraineană cântă, tot tradusă în limba ucraineană. În limba rusă, tot cântă în limba rusă, nu? Melodia mie, pe textul e schimbat, adică scris în limba lor. Dar melodia rămâne. Dar în mod normal, autorul trebuie să primească ceva, dacă melodia da, este dacă la tradusă. Noi nu plătesc, dar și vrei de la dânșă, nu mă respect pe noi România și gata. Și v-ați certat cu Ionica Strati? Nu, mami, eu am spus lui, măi, Ionica, nu ai obraz, măi, băiețele mei. Nu, cum așa? Răspunde, de și, scrie acolo. Și pe urmă, el a luat și a scris în internet, muzica Tex Lozanciu. După și a fost scandalul și ala. Asta ați făcut o declarație curioasă. Mai mult nu-i scriu nimic, pentru că oriunde s-ar duce, spune că melodia mea este scrisă de el. Iar acest lucru m-a jignit. Mai mult nu am nevoie de așa colaborări. Deci da. După aia nu ați mai colaborat. Și uite, el mi-a dat comandă să scriu piesa dispitată. Taticul meu. Și eu, el mi-a dat bani. El mi-a plătit. Eu deamu terminam piesa, iaca. Și ne-au dat bani, ne-au dat comandă, ne-au dat bani ca să scriu piesa. Eu piesa am terminat, bani am luat și el când a început a face hohmi, eu am luat și am vândut la altul piesa taticului meu. Și am luat încă bani de la altul. Opa. Și am vândut. Dar lui e și am uitat eu, mă jur, sincer, spun, eu am uitat că am scris pentru Ionel Strati de șudă. De șudă am uitat, știi, și bani am luat și tot. Și el mă sună și zice, cum mă ta ai procedat cu mine? Eu ți-am plătit pentru tăticul meu și cântă o altă fată. Piesa dorea mie și bani ți-am dat. Eu am rămas trăsnit, Ionică, chiar am vin și îți dau bani înapoi? Sau rabdă și eu îți fac altă piesă. Mai bună ca asta n-ai să faci, mă ta. Mai bună ca aceea care e scris pentru mine, n-ai să faci. Că textul fix seamănă cu tata lui, cu mama, nu știu cum. Auzi? Și ați întors și banii? Și după asta, nu a vrut să iei nici bani, nu a vrut după asta. Deci nu, s-a supărat și el. S-a supărat foc și iartă-mă, Ionică, că aici am greșit. Dar banii îți întorc când spui. Pune... Dar cât costă o piesă, iată, pentru un artist? Nu, eu cel mai ieftin eram. Eu eram tare bucuros și mândru că și iar piesele mele. Și cât luați? 100 de euro? 150, 200, 1000, 2000? Care? Nu știu, cât costă o piesă? Pentru că e greu să scrii text și muzica asta totuși. Greu, da. Eu luam cel mai ieftin. Nici unul nu e asta. Numai pe muzică altul e atâta bani cât luam eu pe tot. Dar nu spunem. Câteva sute de euro. Nu, da, nu spunem noi. Dar nu. Acum dumneavoastră mai scrieți pentru alți artiști? Da, scris am ea pentru... S-a născut și în eu băiețelul. Și am scris băietul tatii, băietul mamii, băietul tatii, lui Mariana Șura. Am dat piesa. Am dat. Asta. Eu scriu numai acum la cereri. Când se naște și la cineva copil, eu după comandă scriu. Că 1000 de euro nu trică pești. Adică ca un soi de dedicație. Dumneavoastră o scrieți, o interpretați și o dați... Și-o dat piesa ca să fie ca... icoană acasă. Adică eu să înțeleg corect, dacă la mine se naște un copil și eu vreau să-i dedic o piesă, vă sun pe dumneavoastră, 1000 de euro, piesa cap-coadă făcută, cântată și eu am dedicația. Stă acolo, la singur, și dai, vin oaspeții, ia pești, ia uite și cântic. Fata asta e fata mea, asta e băietul meu. Wow, și cât de des aveți așa solicitări? Nu, spun că nu mai des tare, dar se întâmplă. Acum vorbind, deci cu Ionel Istrat înțeleg că nu o să mai aveți colaborări. Nu, s-a supărat tare și eu aici cu piesa taticul meu am greșit tare, dar tare. Și fata și eu cântat foarte urât. Și nimeni nu știe despre piesa și aia. Parcă nici nu a fost. Dar cânta Ionel Strati piesa și aia era șlagăr. Nu era ca numai, dar era atât și am greșit tare. Adică contează foarte mult cine interpretează piesa. Dar cum, piesa, și cum fata și eu cântat și rău am cântat și eu vreau să vă întreb încă despre o neînțelegere pe care ați avut-o și nu știu cu ce s-a finalizat, pentru că eu când am citit ce solicitare era acolo. Deci dumneavoastră ați compus două piese pentru trupa
Ciardaș, corect citesc da, eu? Da, ia ca despre dânsul merge vorba acum. Așa. Despre dânsul merge vorba. O luat două piese și au zdocnit piesele cele la nimeni. Basarabian ca piese. De asta ați semnat un contract care prevedea cedarea drepturilor de autor. Nu. Nu? Pentru că după aia au început să apară tot felul de discuții, dumneavoastră, melodiile astea le interpretați în concerte. A, păi, și s-a întâmplat. Iar greșeala mea. Eu am scris Basarabianca și tata. Da. Basarabianca, unii cânt, eu Basarabianca șlager mei, vrai, nu vrai, văd. Da. Și am vândut lor. Mai scump ca la Eșlanț, după, dacă e pe dreptate. Mai scump. Și văd că ei nu fac nimica și m-am dus la Jurnal TV și am cântat Basarabianca în direct. Nu trebuie nici și nu avem ce cânta. Să mă laud, că ea că am scris o piesă nouă pentru așa, pentru așa cântăreață, nu știu, am cântat. Și m-au dat în judecată, dragi. Păi da, și m-au dat în judecat și au cerut 450.000 de lei. 500 de mii. 500 de mii, jumătate da. De milion de lei. Da. Și cu ce s-a terminat tot? S-a terminat așa că s-a apropiat, a spus că gata, terminăm, gata, n-avem treabă. Mă, ta ai greșit și noi nu vrem bani, nu vrem nică, să închide tot. La o nuntă ne-am întâlnit și am spus tot. Eu am înțeles că s-a apropiat cineva de dâns și l-a întrebat și își bate joc de om. Da, a, și ei s-au... Eu nu știu cum s-a întâmplat, dar la o nuntă au cântat ei și am cântat eu. Și el a ieșit, dar el, apropo, advocat, el e jurist. A spus, domnul Alexandru, ia că cât noi ne-am sfădit, când noi am blat, când nu știu și eu, de azi am uitat. Dar melodiile sunt ale lor. A lor. Deci dumneavoastră nu le mai cântați nicăieri. Nu, eu când, mi-a dat voie. Să cântați. Numai Basarabianca. Eu spun, și facem, de voi nu cântați și cântați. Și eu Basarabianca cânt la nunț. Dar dumneavoastră recunoașteți că ați greșit aici, că ar fi trebuit să-i întrebați. Dacă... Eu am vrut să arăt lor că ea ca și piesa am scris eu pentru aieștia. Și, dar ei s-au supărat că n-ai voie. Nu n-ai voie. Tu dacă ai vândut piesa, n-ai voie să dai cuiva și să cânti tu. Corect. Cântă undeva într-o sală când n-aude nimeni, de pildă. Dar la televiziune nu, e greșeala mea, sincer. Uite. Uite Tamara Ciobanu și uite eu, vezi? E profesoarea mea. Dacă nu era Tamara Ciobanu, poate azi nu eram artist. Tare m-a ajutat în viață. Cât pe mine m-a mâncat peste tot, dar e să duce și spune, băi, lăsați în pace, nu știu. M-a ajutat pe mine. M-a ajutat. Și am scris cartea asta, roman. Dacă ai timp să citești în care vrei limbă, dar de ce? Pe Tamara, ce în limba rusă am făcut? Pe Tamara Ciobanu cunoșteau toată Uniunea Sovietică. Și cartea mi-a ajuns în Kiev, în Armenia, în Moscova, în Odessa. Și când am văzut eu, și cartea asta, dedicată Tamara. Tamara Ciobanu, mi-o pomnim, da. Și luau, cumpărau, se duceau cărțile acolo. Datorită Tamarii, nu mie. Cu mare plăcere o citesc, dar asta? Dar asta originală, în limba română, de-am. Aha, deci asta e în rusă și aici în română. Da, da, asta e originală. Da, asta traducere. Limba rusă. Wow, foarte frumos. Da, așa că eu fac cadou și dacă ai să ai timp, citește-mă, auzi, eu nu vreau să mă laud aici. Dar când i-am făcut cadou lui Constantin Rusnac, cu mare noi compozitor al nostru, prietenul meu, cânt și piesele lui la televiziune, la radio. El când a citit, el știți ce a spus? Ei, băiețele mei, eu am început pe la nouă cartea să răsfoiesc. Am început a citi, mă uit cu ora 4. Nu putem să mă rup de la ce-i scris tu. Băi, tu știi cine ești, mai Alexandru, mai. Tu ești om creangă a Basarabiei. Mă jur. Tu citești măcar 4. Cu mare plăcere, vă zic. Auzi? 4 numai citești. Uite, 4 foi. De la copilărie, auzi? Și, etă, că nu mă laud, eu spun. Vă mulțumesc tare mult! Ilie Teleșcu era mare prieten cu Ion Druță. Dar Ion Druță din satul meu, suntem săteni. Oh. Dar cum? Dintr-o sală, Ghica Vodă se numește, satul meu. Am un miciorin, pe rusește. Da. Și comunicați cu Ion Druță? A, nu, da, dar Teleșcu comunica și s-a dus cu cărțile mele la Ion Druță. Și zice ea că Soteanu a scris cartea și el o scrie, o citit, atent, cartea mea, Ion Druță. Știi ce a spus? Tare îmi place cum cântă băietul ăsta și foarte mare har are la scris.
Eu am dezvăluit piema, nu pur și simplu am scris, am fost, am venit, am văzut, nu știu, dar am dezvăluit, trebuie să știți măcar o leacă. Eu promit să vin cu impresii. Acum vreau să trecem la drepturile de autor. Da. Am văzut că dumneavoastră recent ați ieșit într-o conferință de presă cu alți autori, da, artiști inclusiv. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Dumneavoastră câștigați ceva din drepturile de autor? Eu nu înțeleg ce se întâmplă la noi cu, deși își bat joc de cultură în deopște. Nu, deși. Eu nu înțeleg. Spune lumea că cultura salvează omenirea. Așa-i? Așa-i. Și uite ce se întâmplă în Basarabia, în Moldova noastră. Dar cum își bat joc? Își bat joc, nu vor să plătească nică. Ba 3%, ba 1%, ba nică și se svădesc și ne înjosesc complet. Nu ți pui alături România. Luat pildă de la dânșii mei. Deși acolo plătesc cât merită omul. Nu mai vorbim de Germania, de America, nici atâta, dar nu vorbim de Rusia. Ascultați, mare compozitor, Dobrânin. Ai găzut de Dobrânin? Da, da. De Island. Deci ei trăiesc din drepturile de autor. Nu mă, ești miliarder, măi. Ești miliarder. Dar dumneavoastră în România primiți pentru drepturile de autor, ok. Da, ochi, dar normal la fiecare, nu pot să mă duc la... Dar asta în funcție de ce? Cât de des este difuzată melodia? Da, piesele mele cântate acolo. Și acolo scrie text și muzică Alo Zanciuc. Interpret Alo Zanciuc. Și gata, acolo până la judecat. Dragii noștri șefii contemporani, președinția, parlamentul, guvernul, vreau să vă spun că noi toți suntem temporari pe pământul ăsta, dar mai ales voi sunteți temporari ca șefi. Azi sunteți și mâine afară. Trebuie lumea să spui mulțumesc vouă că ați făcut ceva pentru țara asta și pentru oameni. Mai ales cu arta. Uitați-vă, vai de capul artiștilor. Vai de capul lor. Și lefuri au, unde cântă, și pandemia, și voi încă. Nu chiar n-aveți o leacă de soveste. Vreau să vă povestesc eu vouă, dragi șefii noștri, că eu am cântat pentru toți. La toate alegerile am cântat pentru năcianicii. Peste tot, și pentru președinți, și pentru parlamentari. Nu mai invitau ei personal. Mai invitau consiliile. Consiliul ia ca vine candidatul. Consiliul din sat, din oraș, pe cine îl invităm? Îl invităm pe Soruceanu, pe Julia, pe Lozanciuc. Și eu venim acolo și cântam pentru popor. Și oameni pentru care am cântat eu, și el era ales și datorită și mie că am cântat acolo. El când a venit în Parlament și a făcut ceva, lumea spune mulțumesc și-l mai aleg. Dar sunt și oameni că eu când am stat pe urmă cu dânsul nici nu privie să vorbească și au trecut niște oameni și zice, băi, ai cântat pentru dânsul. Tu! Așa a făcut deputatul ăla. L-a scuipat, măi, față de mine. Ai înțeles? Și eu mă gândesc că voi trebuie să aveți obrazul o leacă. Să vă gândiți la poporul ăsta. Voi își bateți joc. Acolo asta e, acolo asta e, aici asta e. Este să ridicați nivelul de trai a tuturor oamenilor, piscinarii artiștilor, vai de capul lor. Dar aici care e problema? Haideți să explicăm. Deci, ceea ce ați prezentat în conferința asta de presă, că proiectul legii drepturilor de autor este făcut prin fals și este împotriva autorilor. Nu, dar pe asta și e. Asta am povestit acum. Eu nu înțeleg. A fost Azdac care ne-a furat și eu am povestit. N-ai fost? N-ai auzit? Azdac era. Drepturi de autor era. Azdac cândva. Mă invit acolo, deși cânțile dumneavoastră nu sunt în lista al noastră. Eu am luat, am scris atunci la vreo 50 de cânți și am dat lor, am scris teatru. O, mata și bogat, mai ieși, mai iaur, uite cât cânți și așa îi las cântă piesele. Și când mă invită deamul să primesc banii, mă uit în listă că eu primesc tot atâta cât primesc așa la care numai un cântic, două cânte a cuiva.
Eu spun, eu n-am înțeles. Ai spus că eu sunt bogat, eu și interpret, eu și autor de text, de muzică și asta. E, la noi legea, noi trebuie să împărțăm la tăți, tăți trebuie să mănânce. Și eu trebuie să-i hrănesc pe toți. E pisirarea mea și mănâncă și beau un cățic. Și unde dreptate? Și judecă pe dânsul pentru chestiile astea, auzi? Până amu judecățile merg. Dar dumneavoastră ce bani primiți pe drepturile de autor din Republica Moldova? Eu, până amu, era foarte bine. Din Republica Moldova? În Republica Moldova, foarte bine. Până acum era foarte bine. Foarte bine. Asta e vorba de câte? Început. Mii de euro? Sute de euro? Cât luna? Ei, de-am nu spune. Da, eu, după Avolom, primim locul 3. Din Republica Moldova? Prin Republica Moldova. Locul 1 ține unul după Hotare, artistul nostru, și locul 2 un ansamblu care la Eurovision s-a ratat sus și eu s-a treilea ca autor. A treilea și pe urmă merg și lanț. Așa ne-au spus aia ăștia când ne-au plătit. Eu m-am mirat. Și acum ce? Nu mai primiți banii ăștia? Acum nu vezi că scandalul merge. Trebuie să primească mult pe jumătate de an bani și nu dau fiindcă... Ei transmit odată la jumătate de an, da? Nu, eu așa, la jumătate de an în Moldova, eu, în jumătate de an. Dar dacă să comparați drepturile de autor din România și cu cele din Republica Moldova, acolo mai bine câștigați? Acolo eu, pentru puțini interpretări și cântii, eu prindesc jumătate cât pentru tăta ăștia. Dar dacă ar fi acolo baza, ar fi mult mai spus mult. Așa, șefii ăștia care plătesc amu-i auzi, dacă eu eram, nu vorbim de America, dacă eu eram așa cum sunt în Moldova, piesele mele populare care cânt tăți și așa, dacă eram numai în Rusia, era bă că Iuri Antonov, auzi? Iuri Antonov, atunci era milionier, nu un milion, dar multimilionier. Dar dumneavoastră sunteți milionar în lei? Și eu? Da. Și întrebări, da. Cu siguranță. Nu sunteți unul ce nu, dacă ai spus siguranță și mai trebuie răspuns eu. Dar până la urmă sună destul de frumos când Alexandru Lozanciuc zice, da, eu sunt milionar. Da, în lei. Da, nu. În lei, da. Dar un artist din Republica Moldova, de nivelul dumneavoastră, pentru că sunteți puțini care ați reușit de-a lungul anilor să vă mențineți acolo sus, în top, poate trăi decent fără să fie nevoit să meargă pe la nunți? Dacă să zicem că acum azi decide că nu mai merg la nunți, trăiesc doar din drepturi de autor, din alte, nu știu, concerte. Eu, de pildă, așa mă gândesc eu. Eu nu iau asupra mie responsabilitatea pentru Julia și pentru Surceanu, dar eu mă gândesc că dacă noi n-am lucrat ăștia trei care spun eu, părerea mea, să nu supere pe mine, dar cred că s-or bucura și așa îmi spun eu. Zina Julia și Ion Surceanu să n-aibă nimic am ea, ei pot trăiască 100 de ani să șadă și să scalde. Adică din rezerve și dreptul de autor? Dintre cei ce au cântat toată viața, pe unde s-au dus banii și glumie. Inclusiv dumneavoastră? Nu, mă pun și eu. Ce urmează? Dumneavoastră o să mergeți pe la conferință de presă, planificați nu, să mergeți la autorități. A fost și Liviu ne-a sunat, Liviu Șterbu, și a spus că la în Parlament tot asta ei tot au privit, emisiunile astea au fost la 4-5 televiziuni, au dus tot documentele astea, au dus acolo la Parlament, la comisie și depinde și Urmează să se rezolve. Dar ce ați vrea dumneavoastră? Deci, să rămâie măcar cum a fost, să nu ne bagi în glot până aici ia de-amu. Până aici ne-au băgat, până aici să nu ne bagi, înțelegi? Să aibă grijă măcar o leacă de noi, măi. Păi este drepturi de autor, măi. Ăsta nu-i furat, nu-i șușit, înțelegi? Ăsta e drepturi de autor, pe dreptate. Să iei pildă din România, nu trebuie să iei și nu le place lor, înțelegi? Măcar de aici să fie. Cei din România, autorii din România, au 10.000 de euro pe lună. Știu. Pentru dreptul de autor. Știu. Aici, în Republica Moldova, cineva îmi zicea că e vorba uneori de câteva mii de lei și aia nu-i pot scoate. Drept. Da. Dar de ce nu se ia modelul din România? Dar tu mă întrebi pe mine, spune șefilor, întreabă băie, și cu ești, nu, eu nu înțeleg.
Nu pe urmă doar ei când n-or să fie demu, că ei când n-or să fie șefi, doar pe tății mături, auzi, și schimbă, vrei, nu vrei, veșnic, nu. Și cum or să uite ei în ochilor, în ochii artiștilor? Nu vorbim, auzi, de agricultură, de-am, nu vorbim de nimica, vorbim numai, nu vorbim numai despre artă, despre artiști. Vorbim despre o chestie pe care ați menționat-o și mi se pare foarte curioasă. De-a lungul timpului ați cântat pentru toți, pentru diferite partide politice. Da. Eu mă gândesc că niciun artist nu este care a cântat pentru toți ca mine. Dar ăsta este pentru dumneavoastră motiv de mândrie? Că ați cântat pentru diferite diferite partide? Eu n-am cântat pentru partid, subliniez. De la început spun. Partidul trebuie să aibă întâlniri în cu localitatea cutare. Consiliul partidului are, partidul care are consiliul în localitatea aceea. Consiliul se adună, pe cine îl invităm ca să vină lumea. De ce eu artiștii? Pentru pur și simplu să cânte, ca să adune lumea. Că azi tu inviți, el, și la cine? Trebuie să aduni lumea. Nu, luăm pe cine? Pe cutare luăm. Eu vin și cânt nu pentru partid anume, pentru oamenii care vor să aleagă pe dânșe sau nu vor să aleagă. Dar ei vin, în schimb. Dar ei vin să asculte concertul. Lozanciuc, Soruceanu, Julia, Țopa, cutare. Și dumneavoastră, nu credeți că datorită inclusiv impactului pe care l-aveți și faptului că oamenii vor să asculte muzica, unele partide au reușit să ajungă la guvernare datorită inclusiv interpreților care au cântat pentru ei. Dacă nu luăm 100%, dar vreo 15-20%, nu degeaba nici eu pe noi. Păi, dumneavoastră, nu considerați că vă folosesc în felul ăsta partidele politice? Și sau pe, v-au folosit de-a lungul timpului? Deși pe mine să mă folosească, dar pe mine mă sună reprezentantul partidului din Piloc, din Bălț, din Cahul, de unde vrei. Vă rog, puteți să veniți pe data cutare la ora 18? Da, pot să vin. Cât costă? Atâta costă. Vă plătim. Am venit, am cântat, am luat și pe unul votați, ne votați și pe unul mă interesează. Dar nu v-ați gândit niciodată că nu mă duc, că partidul ăsta nu reprezintă valorile mele? Adică nu vreau ca să vină oamenii să asculte. Eu nu mă uit la partid, mă uit la poporul care m-a chemat. Consiliul o întrebat de oameni, pe cine vreți să-l vedeți? Și lumea, babele, femeile, mă vor pe mine, sau pe Ion, sau pe Țopa, sau pe Julia. Și de atât eu venit. Eu n-am ieșit și am spus, vă rog, votați pentru aia care... Eu am venit, am cântat chestiile mele. Ați văzut că în ultimii ani mulți artiști sunt criticați pentru că au cântat la diferite concerte politice sau pentru anumite... Lasă-mă critici. Eu am vrut să spun ceva în limba română, dar nu spun. Spuneți. Am înțeles. Suntem pe YouTube. Și pe mine mă interesează și spune așa. Acela care vorbește, în primul rând, nu e invitat nicăiurea. Nahui că mă nujen. Înțelegi? A doua. Invidie, pe dânsul nu-l invite nicăiurea, n-are și cânta, nu-l invite din 45 de partide care sunt în Moldova, nici unul nu-l invite pe dânsul. Dar pe mine nu mă invite partidul. Mine mă invite, mă solicită lumea. Înțelegi? Că chiar dacă mă e partidul și mă duc cu desăla, de pildă, să mă duc eu cu desăla cu un partid acolo, nu s-a anunțat, nu-i nică, vii de acolo trei oameni. Și de așa merge anunț că vine cu tare artist. Soruceanu, vine cu Țopa, vine așa. Oh, hai să-l vedem. Și ca mai ascultăm și niște zeci. Dar la un concert din ăsta electoral, solicitați mai mult pentru prestație decât la concertele obișnuite? Nu. Costul e mai mare? Poftim? Costul e mai mare? Costul? Da. Nu se compară. Da? Cineva spunea că și poate fi și de 3, de 4 ori mai mare suma. Altcineva spunea că doar de 2 ori mai mare. Gen, dacă în mod normal e 250-300 de euro, la un concert electoral poate fi și 600. Spun și tășem. Socoate. Când 15 ori mai scump. Ai de capul meu. Nu pe un cu, pe
atâtea concerte avem, cât avem, 40 de concerte. 40 de concerte am cântat, sacul ți-o dat în scenariu și du-te acasă. Și păi după o campanie electorală îți cumperi apartament, mașină și stai liniștit un an? Nu, poți să cumperi, depinde care mașină, dar asta care costă mediu, poți să cumperi 6 mașini, poți să cumperi. Dar când a fost perioada asta de glorie, iată, concerte electorale? Atunci, din 2000, când s-a pornit. 2000 până în 2008? Mai ales după și au venit în 2009 liberalii. Aha, atunci a fost s-a pornit perioada de glorie. Da, cum? Liberal-democrație și așa. Doamne ferieți și era. Și era prăpădenie, auzi? Dirupiu în 10. Nie. Și vă plăcea asta? Nie. Dar cum? Eu mă duc, eu subliniez, eu mă duc la poporul să cânt. Eu nu mă duc să cânt șefilor care își bat joc de noi azi cu picultură, înțelegi? Nu mă duc. Și după aia ați văzut rezultatele guvernărilor, da? Pentru care la o anumită etapă ați cântat. Ce impresie ați avut? Hopai, hopai. Mai este un cuvânt mai departe. Dar iată dumneavoastră ca artist, de exemplu, vă gândiți de unde sunt banii partidului ăsta sau politicianul ăsta? Dacă mine nu mă interesează. De exemplu, este Plahotniuc, despre care se vorbește anumite chestii, sau este Șor, despre care anumite lucruri. Dumneavoastră ca interpret ați primit oferta, vă gândiți, probabil după mine s-ar putea să iasă Șor pe scenă și oamenii o să fie acolo pentru că eu am fost înaintea lui și au venit mulți și îl ascultă și el ar putea să-i convingă pe dâns și să-l boteze. Nu știu, eu nu știu. Nu vă gândiți la aspectele astea. Eu nu spun numele de asta. Eu spun întotdeauna că eu cânt pentru popor, nu cânt eu pentru Năcianiș. Dar legătura de-a lungul timpului cu politicul în Republica Moldova, eu am citit o informație, chiar dumneavoastră ați spus-o, că ați primit cadou de la Mircea Snegur un apartament pentru dumneavoastră și unul respectiv l-a primit domnul Ion Suruceanu, da, în centrul capitalei. Da. Asta s-a întâmplat când? În... Asta atunci când era domnul Mircea Snegur președinte. Până în 2000. Întrebarea-i, așa se întâmpla artiștii care, nu știu, artiștii poporului? În primul rând, mie mi-a dat apartamentul cadou pentru așa, că eu semănam cu dânsul și pe mine m-a numit tot Mircea Snegur, dacă vieți o leacă, semănam cu dânsul, era un tată pentru mine, ca un tată, mă iubie tare, la toate concertele, să șucă eu, să spun foarte serios. Asta Mircea Snegur, da. Și doamna Georgeta, doamna Dumnezeu să o ierte, tare mă iubeau. Și Petru Lucinski cu doamna Antonina tare mă iubeau, cu am cântat și pentru cei, tăi la rând, da. Așa, dar deci... primul era Mircea Snegur, domnul Mircea Snegur. Faptul că semănați cu dânsul, dar semănați și mă iubie tare. Era și artist al poporului. Da, dar apropo, nu ne-a dat titlul, ne-a dat numai titlul de meritul civic și artistii merit el. Dar artista poporului ne-a dat Voronin, de-amă. Dar Ordinul Republicii ne-a dat Lucinski, Piotr Kirilovich. Ia ca și ne-a dat nici. Tăt ne-a dat ceva. Tăt ne-a dat ceva. Pentru tăt am cântat. Și vedeau ei cum Voronin, de-amă, a spus. Cum așa? Să știu că nostru nu e artista poporului. El mai popular ca teză. Mă vede cum cântam eu și cum mă prinde lumea, mă rog. Dar în ce relație ați fost cu Vladimir Voronin? Foarte bun. Cântă și treaba am eu. El ca om, e om mare, înțelegi? El om mare. Așa e că el e comunist, asta e treaba lui. Așa l-a iubit, ca doamnă cu Mihai Ghimpu. Care e problema? Am cântat în colonița la Mihai Ghimpu. Am cântat atât frumos, dar prindensul nu l-a ales. Eu și-s vinovat, l-a ales pe altcineva, el ni s-a jăluit. Ia uite, colonița nu s-a votat pentru mine. Până a venit timpul când ai să te mai duci acolo să mai vorbești. Dar de-a lungul anilor, dumneavoastră ați avut propuneri, de-a lungul anilor, de când sunteți în spațiul ăsta public, ați avut propuneri să vă implicați în politică? A, a fost, mi-a propus și un ministru culturii. Asta când? Da, timpul comuniștilor? Nu, am. A, recent? Da. Nu. Până la comuniști. Aha. Până la comuniști. Când au venit în 2001 la putere, atunci, în timpul și ala, mi-au propus Ioan în Parlament, dar eu ca ministru. Ați refuzat? Eu spun, și cu voi,
piscarul și iubitor de femei și ministru, lăsați-mă în pace. A început în râde și m-a dat afară din cabinet. Și tot era... Hohmi de astea. Dar pur și simplu să vă implicați în politică, nu? Nu trebuie. Doamne, eu sunt cântăreț, auzi? Și eu nu pot politicos, nu pot vorbi, adică cum? Trebuie să înveț tot asta. Cât e grâni eu strâns, cât acolo lumea te întreabă, băi. Deși leafa e puțin la agricultori, ca azi, lumea n-are, deși benzină, așa, și pot să răspund. Și eu pricep, eu nu înțeleg ce zic. Lăsați-mă pace, eu pot cânta numai. Eu ies și îmi place cântatul. Dar în schimb am văzut că fiul noastră a vrut să se implice în politică. Sau a avut o încercare. S-a dus cu deci el era pe lista lui Renato Usat. Da, cum? S-a dus. Și i-a spus, nu te baga cât degeaba, auzi? Dar nu i-a dat voie. Dacă dădeau voie partidului lui, știi că Plahotniucul e închis? Păi îi luau majoritatea, băi. Deci el voia să devină deputat în Parlament? Da, cum? Era 31, nu știu cât acolo. Da. Dar de ce i-ați spus nu te băga? Nu te băga în politică, că nu. Tu îmi strici imaginea mea, că acolo Alexandru Lozăciuc, știți, o zăcutit, că stați eu, nu așa la măi, nu... O să cotiți că-s eu. Și nu v-a ascultat. Și cu banditul și ala. Ei, s-o porniți la mine probleme. Băi, nu-s eu, băi, fiorul meu, băi. Lăsați-mă în pace, băi. Probleme am avut și aici. Ei. Și când la urmă spun, nu, dacă te-am rugat. Nu te băga, mai, nu te băga. Ei fac hohmele lor, de tu. N-ați gândit elementul ăsta când i-ați pus numele Alexandru? Vă gândeați peste ani că s-ar putea să implici în puri. Păi asta soție eu vrut Alexandru să pui. În cinstea dumneavoastră? În cinstea mea, că eu tare am vrut fată. Și ca să mă auz, să mă mai liniștească, au pus Alexandru. Ce stare aveți despre situația politică din Republica Moldova? Deci, și asta la ce am ajuns noi. Nu ne uităm prin prejur, toată lumea plânge. Dar încă nu plânge cu ochi de crocodil, deși de atât că nu a venit iarna. E că atunci om plânge. Dacă primarul nostru, domnul Ciobanu, a spus că o cameră pe lună de 100 de metri, adică un apartament de 100 de metri, or să fie căldura 10.000 de lei. Asta e din cauza guvernării? Toate? Dar din a mie, ori de a ta. Nu cine-i stăpân în casă, eu sau tu, băi? Nu știe eu te întreb, nu știe. Păi, dar vedeți că este contextul ăsta internațional. Băi, lasă-mă, măi, contextul, pași, tu auzi? Contextul. E pildă de la Ungaria, e de la Serbia, e de pildă de unde am citit în internet o țară contra rușilor, dar au făcut un contract cu 3 capeci. Nu și. Deci ar trebui autoritățile la Chișinău să lasă capul în jos și nu să duc să negocieze. Nu trebuie să lăs capul nimeni. Nu trebuie să fii bou, înțelegi? Nu trebuie să fii bou. Trebuie să ai cap, să te înțelegi cu lumea, cum să înțelegi să știi lanț. Că poporul suferă, nu tu. Nu tu suferi, dar suferă poporul care te-a ales. Și tu trebuie să faci așa ca poporul să spui, măi, iaca, măi, ne ajută, ia, uite. Dar acum nu simțiți că da, tu și, este tu, dorința. Da, tu simți. Nu, da, măcar dorință există. Și da, ei vor ce fac ceva. Ei vor să iei bani după, eu am înțeles că ei vor să iei bani din Europa, din America. Cum se numesc? Granturi. Granturi. Da. Dar granturile astea sunt granturi care degeaba sunt granturi care trebuie să întorci înapoi. Păi cum ne ajungem noi? Nu? E bine, iaca. Eu m-am bucurat foarte mult că am făcut primul pas în Europa. Mă gândesc, băi. Suntem țară candidat. Ia asta, eu reușit. Candidat, eu m-am bucurat. Dar după asta văd că Europa nu predă bașle. Nu predă. E dacă am intrat. Păi plătiți, băi băieți, ajutați Moldovei, de ei nu știu. Nu, urmează. Poate până la iarnă urs de ceva, ca să nu plătim 10.000 pe apartament, numai pe căldură. Dar restul mai trebuie să mai mănânci. Dar ce așteptări aveți dumneavoastră de la guvernare? Cum ar trebui să fie ca să fiți mulțumiți? Eu trebuie să dau răspuns iarna. Invită-mă prin februarie, măcar ori prin ianuarie, la sfârșit. Și stăm de vorbă și atunci tot în față am spus eu și treaba am eu. Eu cânt, poporului îi place, cum spui tu, nu mă laud eu, plătesc cât de cât,
Mulțumesc. Dar cineva ar spune, dacă să mai plânge și Alexandru Lozanciu. Dar nu plângem noi, noi vorbim despre popor. Eu grez despre, noi nu grem despre tine, despre mine. Noi vorbim de starea asta. Deși, deși pe mine mă invită numai diaspora să cânt la nunți la cumătrie. Dar nu, dar nu țăranii în ei, nu eu, numai eu. Ei n-au și mânca, măi, să mă iei, să mai cânt, cu și să plătească. Cu și eu te întreb. A ești artiști ăsta, Soruceanu, Julia, Țopa, eu, Cuciuc, las fie, așa. Ei nu cântă pentru țăranii noștri. Țăranul are să plătească 200 de euro. De unde să aibă, băi? Plătesc numai ăștia care după, de după hotare. Diaspora. Să sperăm că de, de atâta eu spun că am ajuns la aceea că țăranul vrea să ne vadă, dar n-are mani, mani. N-are. El n-are și mânca, băi. Acum faceți muzică pentru bani sau pentru plăcere? Nu, plăcere atunci vine când se compune ceva, când iese ceva. Atunci e plăcut. Și nu iese că eu special fac ca să-mi fie plăcut. Când s-a întâmplat, atunci te bucuri. Înțelegi? Și apoi pe, pe munca asta, pe bucuria asta, mai iei o reacă de mani, mani. De ce există atât de multă răutate și ură în oameni? Nu răutate și ură. Nu, nu, așa ceva nu există în oameni. Există numai invidia. Iacă de la invidie, la orice luăm, de aici până acolo, de la 1% până la 100%, invidie. Din pricina invidiei se începe și se începe. Răutatea, ura, șuda, intrigi, invidie, înțelegi? Neastră, sunteți invidios pe cineva? Da, niciodată n-am invidat pe nimic, că nimic pe mine nu m-a trecut, nici nu o să mă treacă. De atâta că eu sunt individual, subliniez. Dragi prieteni, cine mă privește acum la YouTube, eu nu pot cânta cum cântă și lanț, dar nici așa eu nu pot face ce și pot eu. Credeți în Dumnezeu? Din mic copil. Eu am venit la școală, acasă, și în păstori au spus că Dumnezeu nu-i. Eu spun, mamă, mă ta fiecare seară faci cruce și citești rugăciunea, dar ea ca văstori au spus Dumnezeu noi. Dar ei era stângaci la mine. Când m-au tras, pește față, când o dat, apoi eu pește pată, am încicat pește asta. Pește pată, partea aceea. Cu sânge, cu tăt. Dacă n-ai să crezi în Dumnezeu, nicăiure n-ai să ajungi. Întotdeauna să șucă Dumnezeu și în sufletul și în gând. La nimeni nu spune că cu aiește departe nu ajungem. Ai înțeles? Ai înțeles? Am înțeles. Erau tare credincios. Punei în ei, părinții în ei. Vieți și spune mama. Vieți. Și de atunci credeți în Dumnezeu? Și atunci, din moment ce l-am crezut și cred și cred. Și fără Dumnezeu n-am făcut niciodată un pas. Aiește care nu precred, ei și-și nivelau în viață. Ați spus că în suflet încă sunteți tânăr sau vă simțiți tânăr. Tânăr. Vă este frică de bătrânețea fizică? Da, cui nu? Clar, fiecare. Păi dar îmbătrânim frumos. La și ani am ajuns eu. 72. Nu, dar pe câți nu-ți deam în viață? Păi dar cum, da, la 72 de ani noastră încântați, dansați, vorbiți? Da, Doamne, și mai departe. Depinde tot de la Domnul. Tot depinde de la Dumnezeu. Există ceva după moarte? Sufletul care trebuie să nimerească cum te-ai purtat pe pământ, așa e să ai acolo. Vă este frică de moarte? Nu, fiecare om se gândește la moarte, știi? Așa și așa se gândește. Dar frica ca atare e așa mare nu-i, fiindcă, știi, nu scăte. Că vine. Vrai, nu vrai, înțelegi? De atâta că așa să mă spari și așa și așa vine și îmi place. Într-adevăr. Capier. Deci este inevitabilă moartea. Inevitabilă, da. Important să vină la timp potrivit. Da. Domnule Lozanciuc, ce contează cu adevărat în viață? Sănătatea pentru toți. Și familia între și prietenii care estimezi tu. Asta e. Pe urmă de amultate bunătățurile vin. Dacă omul nu-i sănătos, nu-i trebuiește nimic al lui, auzi? Nici avere, nici bani, nici nică, nici mașini, nici avioane, înțeles? Cui nu-i place lăcrimeara în primăvară,
cântul cucului de patimă și dor. Nu, nu, na, 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 na,